Sfârșit de săptămână tragic pe traseile din țară, un șofer a decedat, iar mai multe persoane au ajuns la spital. Primul caz a avut loc în satul nou din raionul Cimișlia. Acolo un automobilist s-a tamponat frontal cu un hipomobil. În urma impactului, șoferul mașinii, în vârstă de 38 de ani, a decedat la fața locului, iar căruțașul, un bărbat de 46 de ani și două femei din căruță de 31 și respectiv 27 de ani, au fost transportați la Spitalul Raional Cimișlia pentru îngrijiri medicale. Iar în satul Perinei, din Raionul Cahul, o mașină a fost ruptă în două la propriu după impactul frontal cu un autocamion, Potrivit poliției, șoferul automobilului, în vârstă de 31 de ani, ar fi încercat să evite o groapă din asfalt și a ieșit pe contrasens. Drept urmare, a avut loc impactul cu un autocamion. Ca printr-o minune, accidentul nu s-a soldat cu victime, deși mașina a fost ruptă în bucăți. În cadrul anchetei s-a constatat că șoferul automobilului era în stare de ebrietate, având o concentrație de alcool de 0,78 mg pe litru în aerul expirat. Un alt accident grav s-a produs tot în sudul țării, în apropiere de stația feroviară Joltai din raionul Ceadr lunga Șase din cele 13 vagoane ale unui tren marfar care transporta cereale au iat de pe șine și s-au răsturnat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar în ziua următoare, peste 50 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată din Moldova au lucrat la fața locului pentru a înlătura consecințele și pentru a reabilita cei 150 de metri de cale ferată deteriorați în urma accidentului.